Salutare la toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi suntem pe GGTX, jucăm roleplay. Și da, s-a adăugat ceva joburi noi și am zis să mai filmez că n-am mai postat de mult timp. Și da, s-a adăugat acest job numit ferma de lemn. Și am luat și un pickex de diamond. M-a costat 21 de dolari și am mai strâns eu destul de mulți, 1073, dar am avut cam 1200, iar mi-am luat multă pâine plus asta și l-am și enchantat cu Unbreaking 1. Mai am și pickaxe-uri, mai am destul de multe, dar normal că nu am și o costumație frumoasă, adică să cumpăr și eu ceva haine, dar am cumpărat asta cu 21 de dolari. Și o să spargem lemn. Eu am spart puțin aici așa de test. Și asta este oak wood. Pentru 32 de bucăți o să ne dea 1,50 € pe oak wood. Pe spruce să ne dea 1,60 pe ăsta, cum se cheamă, birch wood sau nu mai știu cum era în română, 1,40, 1,50 ăsta de junglă, ăsta 5 dolari dark oak wood, pentru că este ceva mai rar, și super rar de 12 dolari este ăsta de acacia. Și da, s-a adăugat și un job cu oi care pur și simplu, stai că nu știu cuvântul, tunzi oile și vinzi lână, foarte simplu. O să mergem în episodul următor acolo, dar acum suntem aici și da, vom sparge și cred că tot rămâne cel mai profitabil lucru după mine, și ca să nu implice așa, nu știu cum să zic, da, continuăm cu așa. Deci cel mai profitabil job este acea mină de cărămidă, după părerea mea, pentru că 16 dolari pe 64 de bucăți de cărămidă este foarte mult, și un pic, parcă era 32 de dolari și poți să faci vreo 3 stacuri, parcă nu mai sunt singur, ori 3 ori 4 din dintr-un pickex. Uitați cât de multe de-astea de acacia sunt aici jos. Acolo sus de-abia găseam. A, dar cred că acolo le vedea toată lumea și te duceau pe direct pe ele. Și de singur, deci eu mi-am descărcat textura ca să o pun, dar normal că am uitat să o pun. Wow. Dar acum nu cred că mai stau să mai să o pun. Nu știu cum se aude sunetul. Oricum nu cred că e o problemă mare dacă se aude, pentru că doar sparg aici. Oricum cred că nu se aude deloc. Deci da, cam asta facem. Spargem lemn. Și nu știu, mie nu prea îmi plac joburile astea care fiind de noroc, să zicem așa. A, uite-mă lumina. Bine că a dat Dumnezeu lumină, că na, chiar nu-mi place să stau așa prin întuneric. De exemplu, mina de dirt, trebuie să ai noroc să găsești acel puzzle. Dar totuși aici este mai profitabil. Nu știu, că n-am făcut calculele acum, dar așa, pe prețuri și chestiile astea, e mai profitabil aici. Uite că s-a restartat. E mai profitabil, pentru că, de ce? Acolo, tot așa, pe noroc, trebuie să găsești puzzle și îl vinzi cu cata 2 dolari, dar acolo îți trebuie o lopată enchantată cu silk touch și aia costă ceva. Aici, în schimb, nu costă nimic să găsești, să spargi
aceste bucăți de acacia, să zicem, care sunt cele mai valoroase. Deci, da, nu trebuie nimic, deci nu mai consum nimic. Nu ca acolo ai fi făcut profitul mai... Da, am primit un mesaj. Stai că nu știu ce vreau să zic. Stai să mă gândesc. Profitul mai mic, nu mai știu exact ce vreau să zic. Bă, cine a dat un mesaj pe Steam, cred că sunt. Sper să nu dea să se audă foarte tare. Oricum nu o să răspund acum pentru că mai filmez 2 minute și... Da. O să mă duc să filmez și un episod de Thump, pentru că mi-am instalat eu ceva moduri. Și da. Și ce să vă mai zic, vă mulțumesc pentru numărul de abonați. Acum, da, nu știu dacă se uită toată lumea la videoclipul ăsta. Dar oricum, mulțumesc pentru numărul de abonați. Mi-am făcut, cred că 5 sau 4 promovări ca să am acest număr de abonați. Și cred că o să ating 200 în 3-4 zile. Suma 300 de abonați, destul de mult. Și fac foarte multe like-uri. De fapt, nu sunt chiar multe, 10 like-uri pe videoclip, sigur strâng. Dar pentru mine contează. Zic că nu sunt foarte multe față de alții care fac câte 5.000. Dar, da, alții din România, nu vorbesc de alte țări pentru că nu are rost. Și da, cred că asta a fost și episodul de astăzi. Ieșim la suprafață să vindem? Cred că nu, pentru că oricum n-am eu cine știe ce. Și da, am făcut mulți bani. O să mai urmeze episoade cu roleplay pentru că nu prea am mai avut eu chef să mai joc. Dar acum mi-a revenit cheful când am auzit, imediat mi-a spus cineva, un abonat, să mai filmez pentru că s-a adăugat jocul noi. Mi-a revenit cheful, așa să intru și să fac ce, același lucru nu prea îmi place. Deci da, ăsta a fost și episodul de astăzi, mulțumesc pentru atenția acordată, baftă lumea!